Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canal. Astăzi am ceva foarte, foarte special pentru voi, pentru că uitați-vă ce a venit la mine la ușă și astăzi vom avea cel mai șmecher challenge de până acum, pentru că trebuie să avem mingea asta, da? Eu dacă arunc mingea asta în cineva, el va deține mingea respectivă și la cine rămâne mingea ultima dată, ăla pierde. Doar că cine pierde, trebuie să cânte un cântecel cu gura plină de chipsuri Lay's Max. Deci asta o să fie un piculeț mai dificil decât ce am mai făcut până acum. Dar hai să nu mai stăm foarte mult la vorbă și să deschidem aici cutia asta de la Lay's și să vedem ce se află în interior. Eu știu deja ce se află în interior, dar să-mi spuneți voi dacă puteți să ghiciți despre ce este vorba. Este vorba despre... Hai că vă arăt imediat. Frumos. Hopa! Uitați-vă puțin la cutia asta, frate. Deci nu vine să cred așa ceva. Doamne! Doamne! Ce mai avem aici? Deci avem așa, avem cu cheddar și onion, da? Deci brânză, cheddar și ceapă. Avem cu sare. Ok. O să mai avem cu paprika. Iar acum să vă zic sincer, ăștia cu paprika sunt preferații mei, dar am să fac un taste test pentru că pe ceilalți nu îi știu. Chipsurile astea sunt foarte bune pentru mine pentru că, de exemplu, dacă mi-este, să zicem că filmez, da, la calculator, fac un episod pentru voi și mi-este așa puțină fomică, mă bag repede, iau un chips ăsta și nu mai este fomică. Max de gust, max de crocant și max de ondulat. Iată ceva de genul ăsta arată în momentul în care i-am vărsat pe toți pe canapea. Da, sunt destul de multe pungi. Hai să începem așa și să vedem despre ce este vorba. Vedem acolo chipsurile. Hai să facem un taste test. Ceva de genul ăsta arată. Ia să vedem. Mamă, frate. Știi, te-ai aștepta cu sare să n-aibă o aromă așa de puternică. Dar chiar o are, frate. Mamă. Ok. Foarte, foarte bune ăștia. Brânză, cheddar și ceapă. Da? Hai să băgăm mâna așa frumos înăuntru. Să luăm așa frumos și să vedem despre ce e vorba. Wow, frate. Deci aroma asta de la Lay's Max este incredibilă. Tot cred că pe locul 1 o să fie paprika, dar vă zic imediat. Da. De departe, aș putea să zic de departe, pentru gustul meu cel puțin, ăsta e pe locul 1, ăsta e pe locul 2, iar ăsta e pe locul 3, de departe. Dar hai să începem acum challenge-ul din joc. Suntem aici împreună cu pisica. Bună! Cu Mihai. Salut! Cu Focarul. Salut! Și cu Remus. Salut! Și astăzi vreau să facem cel mai tare challenge pe care l-am făcut până acum, și anume, vedeți, avem mingea asta, da? Eu dacă arunc mingea asta în cineva, el va deține mingea respectivă și la cine rămâne mingea ultima dată, ăla pierde. Doar că cine pierde, trebuie să cânte un cântecel cu gura plină de chipsuri Lay's Max. Deci asta o să fie un piculeț mai dificil decât ce am mai făcut până acum și cred că o să fie destul de interesant, așa că hai să vedem. Sper că v-ați pregătit cântecele, că o să fie, o să fie interesant. Bun, începem deja, gata. Hai să vedem. Aulu, aulu. Aulu! Ia uite ce fug băieții și fetele! Ia uite mă, cine e albastru? Cine e albastru? Ia uite mă că e Mihai! Mihai! Mingea e albastră, să știi, îți urez mult noroc! Da, da, e ok. Mamă, cât durează să-i minge înapoi! Și regula este să nu... deci să nu dai... să nu intri în clădiri. Sau dacă intri să ieși rapid. Da. Ia uite cum a aruncat-o! Te-ai dat cu capul în el. Vreau să-mi dea target. Deci vreau să aud și fiți atenți, îmi spuneți și ce, deci când cine o să cânte, să spuneți și ce fel de chips Lay's Max mănâncă, ok? Sunt foarte curios. Ce s-a întâmplat acolo? Mihai! Că nici nu știu unde e mingea. Eu am dat nas cu Mihai. Mihai, tu azi o să cânti. Deci să știți că aveți un fel de charge up, adică trebuie să încărcați și când se duce mai tare, atunci trebuie să dați, ca să se ducă rapid. La cine e mingea? Aolo, e verde, e la pisica. Aolo, verde. Aolo, aolo. Eu am trecut pe lângă ea și nu mai nu e corect. Păi eu ce să-ți fac ție? Mă, nu e corect. Da, unde e? E aici, aici, după mine. Aolo.
Nici nu știu ce se întâmplă. Yes. Oh, Mihai, bravo, GG, Mihai, bagă de la un cântec. Hai, să-cate, Mihai, să-cate, bagă, Mihai. Aoleu, vezi că vine, fugi. Fugiți. Mamă, ce mă fac? Gata, am nimeni. Deci m-am ascuns. Deci ca în desene animate m-am ascuns, fără nici mișto. Cine e? Cine e albastru? Nu știu ce culoare are minge. E albastru deschis. E Remus. Mamă. Fii atent că vine. Bine. Lăsați-o albastră să cânte Remus. Hai, Remus, dă-ne cântecelul. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Băi, ce fuge, Mihai! Nu știu ce să zic despre chestia asta. 1, 2, 1! Cine? La cine a picat ultima dată? La mine, la eu am murit. Bun, deci fiți atenți. Acum, veniți aici în centru. Veniți în centru. Hai. Te-a respawnat și pe tine, Remus? Cum? Nu, sunt mort. Bun, stai așa că dau un round restart. Și acum nu ne jucăm, practic, doar ascultăm cântecelul, da? Da. E un cântecel scurt. Nu contează, dar trebuie să ne spui în primul rând ce fel de Lay's Max mănânci. Deci cu brânză, cheddar și ceapă. Ok. Sună bine. Da. Deci tu trebuie să-ți umpli gura cu chipsuri și să ne cânți un cântecel. Să auzim opera. Mă auzit, da? Da! Ia! Hai. Ce e cucuie, perfect. Bă, foarte frumos cântecelul cu trăiesc cucuie, mi-a plăcut. Dați așa o notă, ce notă îi dați? 1 10. 1 3. Bă, Remus, ce zice? 10. 10, mă, nota 10, mă. Bă, a fost primul de astăzi, dar o să mai urmeze, așa că gata, a început runda nouă și ghiciți cine are mingea. Adică cine? Eu am. Ah! Ah, nu! Mamă! Nu rog, pisică! Ce, eu am culoarea mea? Păi bineînțeles. Ce? Nu ești tu verde? Nu pot să cred. Ba da, dar nu mă așteptam să mă nimerești. Păi am aruncat mingea random, dar s-a dus așa. Cine-i cu albastru? Nu! Mihai e cu albastru. Eu. Nu, e Remus, Nu cred. Nu cred. Na. Ia vină tu cu aceea. Aha. Mamă. Cred că e la focar acum. E la mine, păziți-vă. Nu, ce cum a trecut? Mamă, cât am luat. Mamă. Păi dar dă cu atâta forță. Ia că e al voastră acum, Mihai. Mihai, cântă-ne. Mamă, cât de bine am aruncat, nu cred. Da, trebuie să dai cu forță, să arunci la distanță și vezi, ai chestia aia. Ia, Mihai. Ai luat? Da. Nu știu, eu stau în centru aici și încerc să mă feresc. Din greșeală. Stau în centru și încerc să mă feresc. Mihai, fugi de mine. Nu. Ce culoare e? E albastră, e bine. Doamne ajută. Nu! Credeai că scap de mine. Te lăsai la Mihai un minut și... E pisica acum. Nu întâmplător, m-a lovit de pisica. Mamă, ce m-am speriat. Nu știu la cine să pice ultima dată. Aoleu. Ia uite, pisica, ce faci acolo? Nu! Nu e a noastră. Ce culoare e? E verde, e bine. E verde. La limită, mă. E perfect. Nu ne-o da nouă, nu ne trebuie. Vrem să zi cântecelul, pisică. Zine cântecelul. Nu știu ne cânti. Da, zine. Bă, unde nene, cum ai sărit, bă, nene? E în regulă. Nu! Mamă. Chiar că? Dar știi că poți să te duci aproape de cineva să o dai, nu trebuie să o arunci de la distanță mare. Am dat atacuri de panică. Pisica, cred că o să ne cânti mare cântecel acum. Ala e Remus, nu-i Mihai. Nu-i Mihai? Da. E Remus. Albastru închis. Mihai. Oulu! No! Deu la Max! Mamă! Unde-a aruncat-o? Oulu! Doamne ferească, mă! Cum l-ai mai sărit atât? Nu știu cum a sărit, dar a sărit. Vai de capul, e de zile mele. Nu? Aha.
Și zic că cred că cred că mare când te cel mingea. No! E bine, e bine, e bine, e bine, merge, merge, merge. Nu vreau să cânt. Ba da, ba. Ce faci, pisica, că ai luat ăla? Dai că s-a panicat pisica și a luat spaimă. Bine, bine, a murit și eu, dar pisica a avut ultima. A murit și eu, da. Nu. A făcut double cu pisica. Stai, veniți, stai să vină toată lumea încă. Ok. E un cântecel făcut de mine. În primul rând, pisică. Și am chipsurile, da. Lay's Max cu paprika. Cu paprika. Ok, astea, sincer, astea cu paprika sunt și preferatele mele. Da. Da. Mamă, cum s-a auzit! Ia, hai, bagă mai mult și să auzim cântecelul. Mă, dar nu chiar așa de mulți, că nu se mai aude. Trebuie să poți să cânti, știi? Da, exact. Hai. Așa nu se mai aude nimic. M-au zis acum? Da. Și se rămâne de zile de când s-au încoasă și parcă e vacanță. Ce? Cu soare și papi care și mănânc să ciocolată. Am înțeles niște cuvinte. De ce s-a fost cântecelul pisicii? Dacă ați reușit să-l descifrați, vă rog să scrieți în comentarii care a fost codul secret, pentru că am auzit ceva cu ciocolată, eu asta m-am auzit. Am auzit ciocolată. Am auzit ceva cu Elsa. Opa. Și ceva cu Elsa. Mănânc chipsuri grămadă și mai bag și o ciocolată și atunci când a venit... Elsa mi-a tras de mouse și atunci a zis... Ok, bun. E albastru deschis, e Remus. Hai, Remus, cântă-ne și nouă, te rugăm. Nu. Cântă-ne, Remus. Hai, focare! Vreau să cânte Mihai. Nu! Nu vin! Chiar, aș vrea să cânte Mihai, sincer, că nu l-am auzit cântând. Mihai! Nu știu să cânt. Hai, nu! Nu mă fac. Hai, bătrâne, cântă-ne. Mamă, cine a aruncat cu mingea atât de... Remus, acum e pe treabă. Dar cine? E pe treabă. Nu! Ia o tele. Un porumbel ceva. Ia o tele, ce arunc. Vino încoace. Dar de ce să vin? Lasă-mă, pace. Dar nu mai fugi, stai păi că... Păi da, fug, normal. De ce? Băi, alo! Nu te mai ascunde după asta. Păi da, fac ce vreau eu. Băi, lasă-mă, dă-mi de target. Dă-mi de target. Uite-le ce faci! Bă, fratele meu, dar ce greu e! Bă, Remus, hai să cânti până la urmă! Hai să cânti, să zic eu! Acolo, uite! Bă, mai vedeți că pe mine vrea să mă nimerească, deci cu orice preț! Da! Aha! Dar poate-te-mă și tu în mingea asta singură! Hai, lasă, eu nu vreau, lasă-mă în pace! Te rog frumos! A, nu vreau! Ia uite-mă ce am făcut! Olu! Hopa. Hai că-mi place deci, să vă... Deci, eu zic mai degrabă să încerc și la asta. Să mă concentrez, deci mă uit și dau. Da, să-i dai, mă, frate. Trebuie să dai înapoi. Faci. Yes, e tot albastră, e tot albastră. No! Unde e? E verde? Ce culoare e? Nu e verde. E tot albastră. Aoleu, dă-te la o pană! E verde, Doamne, ajută! Nu mai cânt încă o dată! Aoleu, nu! Yes! Oh my god! Deci a dat-o și după gard. Pisica o dată și Remus o dat de 10 ori. A dat-o și după gard, frate! Ia vină, mă, Remus, încoace, că-ți dau target. Ia vină încoace. Remus, unde ești? Nu știu unde sunt, da! Bravo! Nu știu unde ești? Da! Făcare, ce zici? L-a luat? Făcare! Ce zici, bă, Remuse, bă! Eu ziceam bine. Aha. Mamă. Ți-ai luat țeacă. Hai că i-am dat. Ai dat-o dacă e să dai. Când ai dat-o? Hai că am dat-o dacă e. Gata? Țeapă. Puțin pe lângă. Băi, eu nu știu. La. Eu cred că o să mă arunc în mingea asta, că mi se face poftă de chipsurile astea pe care le-am aici, sincer. Mă arunc. Gata, ia mea. Mamă, focară. Ia mea, gata, ia-o, nu. Vai, băgare, să mănânc chipsul, dar parcă nu vreau să cânti, știi? M-am băgat. Da, păi n-ai voie să mănânci dacă nu cânti. Da, vreau. Da. Păi și eu vreau. Hai. Mi-e foame și vreau să mănânc acum. Aolo.
Mamă, gata, mă duc după Max, mă duc. A, nu te scurică! Mamă! Ia revanșa, focare! Vreau să-mi cadă mingea în cap fără să vreau. Stai să vezi ce ne cântă focarul acum. Da. Aha. Eu. Chiar nu, nu știu unde-i mingea, unde-i mingea și la cine... Aici, e la mine, gata, ok, ok. Eu fac strategia pe care am făcut-o și cu Remus. A funcționat. Cu mine a mers, dar... Cu mine a mers, focarul. Ai aruncat de milioane, focarul. Eu sunt pro player. Hai că da. Pro la scopat mingea. Bă, dar de ce mă numai după mine? Eu, uite mă, vrea să mă audă cântând. Pentru că tu n-ai cântat. Doamne. Deci vrea să mă audă cântând. Ia albastră. Mihai, albastră. Mihai. Bă, fugiți. Olo. Fugiți din case. Uite Mihai. Ia uitați, bă, băgat-o în casă, omul. Da, spart geamul, bă. Ia, mă, ia, cântă-ne. Vă-ți cum ai 40 de secunde, Mihai. Nu arată prea bine pentru tine, nu știu ce să zic. A spart geamul la oameni. Ia uite, bă, ce vreau să mă nimerească. Da. Încerc. Ia lasă-mă în pace, ia lasă-mă, nu! Nu pot să cred că te rog frumos, dați-i target! Ai, aoleu! Target! Target! Chiar de lângă mine! Să cânte! Să cânte, Mihai! Hai, Mihai, cântă-ne! Max! De ce? Nu! Du-te la Mihai, repede! Nu! Unde? Cu la cine rău? Nu! Ba, mă panichez! Unde sunt? Hai de capul meu, a căzut la mine, mă frate. I-a lăsat-o la Mihai. Eu ar trebui să cânt, da? Da. Stai așa, da. mi-am luat punga de... De când așteptam chestia asta. Ce? De când așteptam chestia asta. Da. Mi-am luat punga de Lay's Max, da? Cu paprika, ăștia sunt preferații mei, ca să știți. Ai mei! Așa. Și, hai să vedem. Stai așa. Foarte bun. Ia să vedem. Stai așa că trebuie să mă umplu gura acum. Da. O secundă. Gata, sunt pregătit. Da. Hai. Elefantul Cici și-a pierdut cipici și acum plânge și cere furnici. Eu sunt cipici. Dă-mi înapoi. Că am furitare și căl pe moșoroi. Gata, mă! Bravo, Max! Bravo! V-a plăcut sau nu? Da! Ha, mă, că a fost tare, mă! Bun, acum, runda următoare. Aș vrea să-l aud pe Mihai cântând, să-i aud vocea de privighetoare. Mamă! Ia să vedem! Chiar așa, Mihai? Da, pentru că are voce foarte bună, ci că se duce la X Factor. Te-ai blocat? Vin să ajut? Nu. Aoleu. Ei, de ce dai încoace? Cum s-a dus mingea aia? Deci era să vină direct în cap. Hai, vine la mine, da. Unde sunt? Care ești, mă? Aoleu! Nu. Aha. Era să-l atingă pe Max. Da, eu fac strategia aici. Nu ai șanse. Deci nici nu te uita. Ia să vedem. Nu știi de astea. Nu știu unde e Mihai. E în casa aia. Ia uite-le cum aruncă. Ia. Deci Mihai când aruncă mingea, zici că îi pică din mână. Da, da, i-a aruncat-o foarte tare, Mihai. Câtă dată nimeni? Hai, Mihai, cu gântecielul! Ia uite ce tare s-a dus. Mamă, ce era să mă iai? Deci eu vreau să pice fie Mihai, fie focarul. Acum nu știu dacă o să pice ei, dar... Mai mult Mihai. Vedem. Uleu, vezi că vine! I-a cântat. Bă, ce rău! Ha! Bă, nu se poate așa ceva! Talent! Nu! Talent, da? Nu. Du-te după Mihai repede. Talent, ia talentul de aici. Nu căci. Da, pleacă de aici, lasă-mă. Aha. Mamă, ce era. Aha. Era să. E la el? E tot albastră? Da. Ok, e bine. Yay. E bună treaba? Da! Nu vine să cred. Nu! Ia vezi. Mă dau și dau target. Ia vezi că mai e un minut, focare, nu știu ce să zic. Mamă. Ești focare, du-te repede. Nu știu unde s-a ascuns, dar vezi că n-ai voie să te ascunzi, Mihai. Sunt la gara. Focare, e la gara. E la gara, vezi că ești ia trenul. Ești ia trenul, ai grijă. Auleu. Gata, mă duc după el. Deci vezi că te vânează, Mihai. Hai, E în centru, Mihai! Du-te după Mihai! N-ai șanse! 30 de secunde, nu știu ce să zic, focare! 30 de secunde! Nu știu cum arată chestia asta, dar...
Fugi! Mi se pare că Focar o să cam cânte așa. Ah, nu! Mi se pare că Focar o să ne dea un cântecel astăzi. A, vedeți că și ia mingea înapoi. Opa! Opa! Fugi, fugi, fugi! Aveți grijă, aveți grijă. Nu știu pe unde e. Vezi că mi-ai după casă. Hai, hai, hai! Aveți grijă. Aaaa, nu! A ratat-o, s-a lovit Emine și era să nu! Unde e? A cui e mingea acum? Aoleu, ia lui Focarul. Tot al lui, tot al lui. Ia Focarul lui. Naaa! Băi, bine! Bine! Hai să auzim cântecelul Focare, ce să zic acum? Știm că vrei chips, oricum. Toată lumea aici în centru, bun, și Focare să ne zici ce fel de chips o să mănânci. Lay's Max cu paprika. Ok, deci tot cu paprika mănâncă și el. Da. Așa, fiecare și-a luat ce a preferat, adică na, dar fiecare are alte preferințe. Mie îmi place paprika foarte mult. Bun, toată lumea aici? Toată lumea aici. Da, da. Ia? Wow! Ui băiatule! Că la televizor s-a auzit. Exact! Da, da. Și acum, acum trebuie să cânt. Hai să auzim cântecelul pregătit, hai! Foarte tare, foarte, foarte tare. Ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade de acest gen, nu uitați să apăsați butonașul de like și o să mai facem și alte videouri cu Garry's Mod cu multe minigame-uri interesante. Le mulțumim foarte mult și celor de la Lay's Max pentru că ne-au susținut aici episodul și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!